Suntem la ordinea de zi, o zi foarte plină, o săptămână foarte plină. Începem cu, așa cum promiteam în emisiunea trecută, cu scandalul Volkswagen. Unul dintre cei mai mari, ce, dintre cei mai mari producători de automobile din lume, toată lumea știe, mar marca VW, este pe cale să primească o amendă istorică: circa 18 miliarde de dolari și multe amenzi penale s-ar putea, multe pedepse penale s-ar putea să fie arestată o parte din conducerea Marelui Cocer din Europa. De fapt, ce s-a întâmplat? Uh, oficialii guvernului american au obligat zilele acestea, marca, să recheme în servis aproape 500.000 de mașini, modele Volkswagen și Audi, tot din același trust, vândute începând cu anul 2008. Toate mașinile trebuie modificate astfel încât să fie conforme cu normele de poluare americane. Pe cheltuiala companiei. Volkswagen ar putea fi penalizată deci cu vreo 37.500 de dolari pe mașină, deci iese suma, cum vă spuneam, enormă, deci iată cât au vândut în America și problema e că nu se termină doar aici. De fapt, ce s-a întâmplat? Din setarea electronică, în momentul când, îți faci, când se fac acele norme de poluare, mașinile ieșeau foarte bine, numai că ele poluau și de 40 de ori mai mult decât arătau parametrii mașinii apăruți în calculatorul de bord. Scandalul este imens, cum vă spuneam, s-ar putea să aibă și substrat politic, nimic nu se mai întâmplă în ziua de astăzi fără substrat politic. Autoritățile au preluat investigația și au descoperit că vinovat de aceste variații imense se face un software care defectează, detectează pardon, conectarea mașinii la aceste aparate și activează temporar sisteme de control ale particulor poluante, în special al noxelor, după care le dezactivează imediat ce mașina este deconectată de la aparate. Astfel încât, în utilizarea zilnică, mașina nu corespunde celor pretinse. Acum stau și mă întreb: știți că în România sunt foarte multe mașini de acest gen. Astea din România ori corespunde ca norme, că toată lumea are mașină de acest gen. Nu cumva și în România și în toată Europa sunt acele probleme. Au început niște investigații, dar problema e că în America, ea nu îndrăznesc și, să zicem, influența Germaniei nu, se poate fi, nu poate fi văzută în America. Dar, pe plan european, va îndrăzni vreo țară să spună, să tragă de mânecă, bă, Ia vedeți că aveți probleme cu poluarea și încă dintre cele mai mari. Oricum, știți că mașinile germane își păstrau prețul destul de bine, mașinile germane se caută chiar dacă are mașina 20 de ani, iată că acum e o problemă și una foarte mare. E un scandal despre care cu siguranță vom mai vorbi și în mod normal se va lăsa chiar și cu arestări. Oricum, managerul general al Volkswagen nu se simțea prea bine, nu se prea înțelegea cu acționarii, așa că primul, primul motiv ca el, ca el, să plece. Acum, apropo de scandalul și le spuneam prietenilor pe Facebook că vom discuta astă seară, pe lângă scandalul VV, trebuie să discutăm despre un alt lucru foarte important. Uh, știți, mai țineți minte, premierul Ponta, hai, nu, hai să începem în ordinea importanței în stat, uh, președintele a ieșit uh, extrem de fioros la televizor, mai că era să credem că în sfârșit România poate să se țină la Uniunea Europeană, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 25 de ani, și ne-a spus uh, foarte hotărât România nu poate și nu va accepta mai mult de 1785, cred că era cifra de refugiați dați prin europeană. A ieșit și premierul și a spus că nu avem capacitatea să avem mai mult de 1750-1800, de fapt cred că a zis 1500 prima dată, Și am cam rămas cu asta, ba din contră interesul național alias ministrul de interne Gabriel Oprea. A susținut asta la întâlnirea miniștilor. Vă am aduceți aminte, vă spuneam uh, și săptămâna trecută, la întâlnirea miniștilor de interne din UE de săptămâna trecută. Numai că, știți cum e, am cam lătrat ca și câinii la lună, nu ne-a luat nimeni în seamă, ne-au consultat, adică, uh, cum să vă spun, ne-au lăsat să vorbim, ne-au auzit, dar degeaba, pentru că, iată, uh, -a, astăzi a devenit uh, deja oficial. Comisia Europeană a anunțat că toate statele vor fi obligate, atenție, să accepte cote obligatorii. România va primi, rețineți, așa cum a dat presa. Atenție, presa străină vorbește de două săptămâni. Când ai noștri politicieni bălmăjeau ceva cu 1700-1800, presa. Englezească, germană ne spunea, bă, veți avea vreo 6.000, cel puțin. Și ai noștri spuneau, nu ne luăm noi după presa străină, de parcă era de la București. Iată că dovada. România va primi în prima fază 6.351 de refugiați. În prima fază, atenție! Principalii oponenți, Cehia, Ungaria și Slovacia, au fost depășiți în sistemul cu majoritate calificată după ce Polonia a renunțat la obiecții. relatează Euroseblur. Ministrul de Interne al Cehiei a criticat atitudinea Poloniei. La analiza propunerilor făcute de Comisia Europeană sau de înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate, Consiliul Uniunii Europene ia decizii pe baza dublei majorități calificate, 55% din statele membre UE 16 din 28, reprezentând cel puțin 65% din populația totală a UE. Deci, practic, ni s-a pus în față și avem, cum spuneam, deci noi vom primi în primă fază 6.000 și ceva. Și tare mi-e frică, am văzut chiar o estimare făcută de Robert Turcescu, jurnalistul Robert Turcescu, care, din ce am văzut eu, pare o persoană bine informată. Bine, nu ne-a informat el cu ofițera Coperi, ne-a lăsat în ceață, dar mă refer că în celelalte informații care le-a prezentat ne-a cam, ne cam spus adevărul. Și el lansa o idee că până la anul viitor, ar putea să avem în jur de 40.000 de oameni. O primă fază 25-26.000 și vom ajunge cam 40.000 de refugiați. De la ăia 1.500, 600, 700 și până la de 40.000, e cale lungă, dar nu știu dacă se poate accepta acest lucru datorită faptului că noi nu putem să avem la acest moment, deci nu avem posibilitățile tehnice și materiale să-i ținem pe acești refugiați. Gândiți-vă că trebuie cazați și nu în corturile la care le vedem pe granița cu sârbii, deci trebuie hrăniți, trebuie integrați în muncă și toate celelalte. Și vin pentru o, un parcurs și, hai să spunem așa, poate am fi fericiți la populația noastră un 40.000, poate e abordabil. Dar gândiți-vă că pot să vină și mai mulți, că din câte văd eu, au văzut că merge, s-ar putea ca în perioada următoare să se mute jumate din Siria în Europa sau din Iran, de unde mai vin, Afganistan și celelalte, pentru că acolo nu se vor înțelege niciodată. Istoria ne spune asta. Dar, vă spuneam, este o mare problemă legată de acest, de acest lucru și e de discutat ce se va ce se va întâmpla, dar oricum trebuie să remarcăm un lucru că maestru interes național Gabriel Oprea, ministrul de interne, s-a dus degeaba la, la Consiliul acesta, jai al afacerilor interne, la nivel european, pentru că nu l-a băgat nimeni în seamă nici, nici atunci, nici acum. Uh, vreau să vă spun uh, însă că avem de moment, a intrat pe fluxurile de știri, o altă știre. Fostul președinte Traian Băsescu spune că uh, numărul va crește de la 6351, va crește constant în următoarele, săptă în următoarele luni uh, și că, deci exact cum anticipam eu, nu e exclus să ajungem la zeci de mii de persoane. Logic ar fi ca la acest moment politicienii noștri care s-au hazardat în a spune diverse lucruri, și aici în primul rând președintele, să vină să ne spună, da domnule ne înșelat, obligațiile noastre europene ne spun așa, așa trebuie să facem. și. Eu cred că în general politicienii din România, nu prea și asumă nimic. Aici, apropo că vorbeam de Traian Băsescu, el în general și-a mai asumat și lucrurile nepopulare. Ceilalți nu prea reușesc să facă acest lucru. Poate vom fi contraziși de realitate. Mergem mai departe pentru că astăzi și în general în această săptămână sunt foarte multe întâmplări foarte interesante. Pe domeniul politic avem o moțiune de cenzură. E subiectul săptămânii, deși mie nu mi se pare atât de important la acest moment. Din două motive. Pe de o parte, niciun partid din coaliția guvernamentală nu are un interes direct să doboare guvernul, chiar dacă sunt probleme juridice ale premierului Ponta. Pe de altă parte, PNL-ul nu doar că a, începe, a început să ia apă electoral în sensul că nu mai crește, ba din contră e cam la balotaș cu PSD-ul, dar n-are nici ce oferi, nici nu se grăbește să o facă și e ceață mare la acest partid, mai ales că dacă este să ne luăm după ce se prefigurează, ar trebui să ajungă valul DNA și prin, și prin acest partid, așa că nu știu care, dintre lideri care rămân. Dar, la acest moment, situația pe moține de cenzură devine foarte interesantă dintr-un alt motiv faptul că încep să apare presiunile știți că s-a vorbit de o variantă în care Gabriel Opre ar putea lua din mers conducerea guvernului și cam toată lumea începea să se obișnuiască cu ideea că o să mergem o perioadă, eventual până la alegeri, cu un guvern condus de premierul Nepereda cu, susțin, deci cu participare PSD. Uh, Liviu Dragnea, liderul interimar al PSD-ului, a spus clar PSD-ul nu poate susține decât un guvern pe care îl conduce. E Ori în aceste clar cazul Dragnea a, a căzut. Cum Alina Gorghiu, liderul unul dintre liderii PNL-ului, a spus la fel că noi interesează deci un guvern decât un guvern PNL eventual în minoritate, dar în niciun caz unul cu premier Oprea, Gabriel Oprea, singurul Singura variantă este să rămână în actualul guvern. Așa mi se pare logic. S-ar putea să mai apară surprize, însă faptul că, să spunem așa, Dragnea de care s-a spus că ar fi ceva, negocieri, se tot prefigurează, se fac scenarii, nu știu cât e de adevăr și cât e amestecat de neu în această situație, dar destul de surprinzător, astăzi a apărut o chestie interesantă, interesantă. Uh, în apelul către înalta curte, în cazul Dragnea, care a trebuit să judece pe 28 septembrie, uh, dna spune uh, uh, Cităm: Instanța Supremă de fond a apreciat pericolul social redus al faptei implicit cuantumul modic și modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului Dragnea, numai prin raportare la accesarea fără drept a datelor personale, fără a analiza și încălcarea libertății de vot și modul umilitor în care acesta a tratat electoratul, precizează DNA. Uh. Deci DNA a făcut apel și consideră greșită individualizarea pedepsei aplicată lui Dragnea, cităm, cu simbolic de un an închisoare și modalitatea de executare cu suspendare fiind incompatibile cu gravitatea infracțiunii de folosirea influenței funcției de conducere din partid pentru obținerea vorului la referendum. Dacă nu vă mai -am aminte, Dragnea este acuzat că în 2012 ar fi fraudat referendumul prin organizare. Eu acum am și eu o întrebare și o văd pe, pe diverse site-uri și o pun. Nu știu dacă e adevărată, deci nu, nu mi-o asum ca idee, dar o lansez ăsta și gândiți-vă și dumneavoastră. Și anume, 7,4 milioane de români i-au spus în 2012 lui Băsescu să plece acasă. Prin intervenții, în general, exterioare, prin teza loviturii de stat, o aiureală, pentru că a fost vot democratic și în Parlament și peste tot, și largă majoritate, n-a picat Băsescu. Dar atenție, din 2012 și până în anul de grație 2015, s-au curățat cam toți politicienii din vremea respectivă care au jucat un rol important. Ultimii, care, să zicem, mai sunt încă la butoane, sunt premierul Ponta, care nu se știe că va mai rezista în funcție, și președintele interimar al PSD-ului, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, care a și luat o condamnare pe acest, pe acest dosar. Dacă ne uităm, fostul USL de la Crina Antonescu și alți miniștri au tot mai multe probleme, președinți de Consilii Județene, toți au o problemă, toți au participat în 2012 la acea operațiune care a vizat scăparea de, de Traian Băsescu. Să fie doar o coincidență, să fie doar legea, rămâne ca dumneavoastră să vă gândiți, nu putem să ne n avem dovezi într-o anumită direcție, dar tot, tot, mai multă lume își pune această problemă, dacă nu cumva e cu, e cu tentă, având în vedere că vă putem spune o listă extrem de mare de politicieni despre care s-a spus și există dovezi, dar care, din întâmplare, sunt așa ocoliți, nu se găsesc dovezi despre oamenii respectiv care ar fi făcut ceva mai așa, mai pe lângă legi. Dau politicienii respectivi foarte bogați, foarte influenți. Acum, într-adevăr, trecuți în planul 2, unii dintre ei, alții probabil că se visează miniștri, nu li se întâmplă nimic. Să fie oare întâmplător? Rămâne ca dumneavoastră să vă gândiți sau să aflăm alte amă, amănunte. Mergem mai departe, timpul nu e foarte generos cu noi, să ne apropiem cu pași repezi de final, însă nu putem să nu. Abordăm și alte câteva subiecte mi se pare mie, mi se pare mie foarte importante. Unul dintre ele, aș putea să spun că poate ar fi chiar, chiar foarte interesante. Și mă gândesc la asta faptul că apropo pe ce a apărut pe știri se referă la faptul că lucoilu, cel care a fost acuzat știți de o sumă foarte mare a reușit cumva să rămână doar cu jumătate de sechestru e mare e mare lucoilu. se întâmplă că a apelat la justiția din vest și ai noștri au început dacă m-au și niște hibe au început să mai dea înapoi Mie, mie, așa mi se pare, rămâne să ne confirmăm pe, pe, pe parcurs dacă e și adevărat acum vreau să vă mai spun să mai întâmplat astăzi o chestie Mihai Voicu din partea liberalilor vicepreședinte, cred că este la liberal e președintele comisiei de cod electoral și-a dat demisia că vezi doamne, nu se face votul pentru diaspora Uh, acum vreau să vă spun că fiind președinte, chiar dacă ți-ai dat demisia acum, ai avut un an și ceva sau poate chiar mai mult ca să faci ceva în această direcție. Bun, acum ai demisionat, asta e că vrei să dai pe PSD și nu știu ce. Dar singurul vot pe care poți să-l câștigi, nu-l câștigi în țară. Eventual îl câștigi pe diaspora, unde oricum Partidul Național Liberal stă mai mult și probabil de asta și rezistența, celorlalți că nici udmr nu avea votul prin corespondență. Și aici e o mare problemă, pentru că UDMR-ul ar trebui să fie aliatul PNL-ului nou guvern. or UDMR-ul, dacă se, văd, se face votul prin corespondență, apare o mare, apare o mare problemă dator, datorită faptului că uh, nu, va, nu va mai avea pondere ca să poată intra în Parlament să facă cei 5, 5 Și de aceasta spun că acolo e problema cu codul, nu neapărat la PSD, deși e clar că nici PSD-ul nu-i convine. Vom mai vorbi despre asta. Încheiem, apropo de ce se mai întâmplă pe asta, am propus să și alte subiecte, din păcate nu mai ajungem, nu mai ajungem la ele, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Rămânem totuși cu impresia că evenimentele se vor succeda cu mare rapiditate, în următoarele săptămâni, în următoarele luni. Deci va fi o toamnă extrem de interesantă, și vom avea și noi subiecte foarte, foarte multe. Mulțumesc pentru atenție! Ne întâlnim la această emisiune marțea viitoare la aceeași oră. La revedere!